Salutare tuturor și bine ați venit pe canal la un nou episod din Assassin's Creed Odiseea. Suntem în peștera lui Melisen și, după cum știți din episodul anterior, a rămas să mai găsim încă o comoară. Pe prima am găsit-o, iar pe a doua nu o găseam nici cum. Încercăm acum, Icaros este cu noi, dar înainte să începem nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați în caz că nu sunteți deja și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificare de câte ori postăm. Haideți să dăm drumul. Din nou la apă. Dar să ne amintim cum ne scufundam. Am încercat, am căutat peste tot pe aici. Nici cum. Singura variantă este să intrăm în următoarea peșteră, cum ar veni. Sper să găsim aici. Ne scufundăm. What the fuck, nu mai văd nimic. Încercăm din nou pe bâșbâite, cum ar veni. Să găsim. Sper să nu rămânem din nou fără aer. Yeah. Și dacă ne ridicăm? Eu nu știu dacă am ajuns vreodată aici, dar văd o lumină, o torță. Ce se scutură Alexios? Opa. Hope no one notices me here. Cum adică? Opa. Sunt doi gardieni aici care păzesc. M-au văzut. M-au văzut. De unul am scăpat. Nu se poate. Nu se poate. Măcar am găsit unde să... Dar cred că pot să-l atac cumva de la spate. Fără să mă bat cu el. Adică mișelește. Parcă așa mi-am de aminte din, ce joc, din jocurile anterioare. Acum 10 ani. Că te poți cățăra pe aproape orice. Opa, e bine că ne-a dat de tot de aici. Direct pe ei, nu mai stăm la discuții. Pe unul l-am rezolvat. Îmi place că se apără foarte bine. Good. Good. Ia, yeah, ce putem să iau de la el? Ah, pe el să-l car. Ok. Zice să mă întorc. Locație completă. Zice să mă întorc. Mai avem ceva de luat pe aici ce ne poate fi folositor? Nimic. Cred că tot pe unde am venit. Ne întoarcem, nu? Bănuiesc. Scufundă-te. Așa.
Cred că am ieșit în altă parte. Ba nu, tot aici. A durat ceva până ne-am prins. Unde trebuie să ajungem? Come on, come on. Trebuie să ne întoarcem, probabil. Foarte priceput la cățărat. E bine că s-a optimizat și consola. Se vede mult mai bine acum. Am îndeplinit misiunea. Opa, nu fie. Alexios, have you come back to talk about the spear? I have. Oh, good. Tell me, did you find it? Am găsit-o, da. Da, să vorbim. Oh, of course. Normal, contracost orice. Am terminat prima misiune. Să vedem ce primim. Următoarea chestie, să vedem ce avem aici la statuia asta. Ia. Muncă de mercenar. Level 9, cred că asta e o muncă mică. Ia să vedem. Să mergem să începem un nou. Dar nu avem niciun mijloc de transport. Mă refer aici la un cal ceva. Trebuie să luăm la pas de fiecare dată. Sau nu știu să-l chem. Poate pot să chem ca pe Icarus. Dar n-am văzut să-mi scrie nicăieri. You are close. Păi da, să-l chem. Ia să vedem. Așa, așa, așa. Trebuie să îl găsim pe Marcus și să vorbim cu el. Ia, îmi arată că undeva aici, în dreapta. Aici, oare? Cred că acolo. Trebuie să găsesc. Marcus. Ein Gatan. Chiar că nu putem urca cam pe oriunde. There you are. Let's see what you've gotten yourself into this time, Marcus. Trebuie să vorbim cu Marcus. Boss,
I keep telling you, you can't do that. Why? It's my farm. I can plant what I want. The grapes will die. Chiar oriunde? All of them. You have to forget what you know about the past, my friend. Together we will revolutionize winemaking. Believe me, you will look back on this day and... Alexios, thank the gods. Phoebe found you in time. I can still hear you. Da. I was worried sick. The Cyclops sent his scum to find you. I think they mean you harm. I wish you would have told me that before they hit me. But that's besides the point. You bought a vineyard, Marcos? A vineyard? Why not? I like wine, you like wine. Everybody likes wine. Toată, tuturor. Why not from me? Nu știu cum să faci. I'm a fast learner. You grow grapes on the vine, then you get vezi foarte repede tu. It's that simple, is it? You know me better than to think I don't have a plan. Marcos always has a plan. Să vedem. All right. Then do you have the money you owe me? Do I have the money I owe you? Of course, of course. Well, no, eram sigur. Instantly, my friend, instantly. But maybe you should do that. There is a merchant in Sami. I'm not very good at these things, as you know. You want me to collect my own debt? It's just waiting for you in Sami, my friend. Mi se pare corect. Who's the merchant? Duris. You know Duris. He's very nice. Duris? How stupid can you get? Stop giving him money. He always pays me back. After I threaten him. Exactly. Everybody benefits. Doris gets his money, I get my interest, and you have work. Kefalonia is wonderful, is it not? Yes, e foarte frumos. You better have my money, Marcos. I'd hate to have to sell our vineyard. Of course he will. Oh, after there's another matter I want to discuss with you. After. Fine, but I'm taking a horse. Yeah. It's too hot and too long a walk to go on. Asta zicem și eu. Avem nevoie de un cal. Everybody benefits. Of course, my friend. You shall have your pick. Ia să vedem. Și aici cred că avem de ales. Să nu pierdem timpul. Ia să dăm the horse and the rider. In the middle, I like it. Ah, sau cel alb. Cel de mijloc. Fine choice, but this particular breed has a few quirks that you might not be aware of. I wouldn't want you to. Cred că ar fi zis asta despre orice, despre care dintre ei. Nu știu de ce am bănuit asta. I like this one. This is the one I want. Are you sure? Because I'm sure, Marcos. Everybody benefits, especially you. You've chosen the great Phobos. He's never let me down. Phobos. Remember, meet me at the temple in Sami when you have your money from Duris. Ah, Efterpi. There's plenty of wine left to buy. Don't fret. Not now, you fool. Phoebe's been taken. By who? Thugs yeah. of the Cyclops. Who else? Snatched her right off the main road. Tell me where they went. In the direction of Itimena Beach. The beach? Can she swim? I'll get her. Yes. Spre plajă. Don't forget about dear Duris, Alexios. Yeah. Come on. Altă treabă. Opa. Peste bolovan, peste tot. Altfel ne deplasăm acum. Nu. Chiar să punem să noate din prima, nu îl speriem. Mă, dar ce mai sare calul ăsta.
she'll make good ransom drachmi for the Cyclops. No one's gonna buy me from you. They're all poor. Keep quiet, Phoebe. Huh? Opa. Opa. Deci pot să... This tall grass will keep me hidden. Am înțeles. Asta. Am înțeles. Și-l chem. Mi-amintesc. Aceleași. Again. Good. Very easy. Tu nu vrei să mai fii prietena? Who the fuck is doing that? Ba vine. That Marcos is going to be next. Good job, Alexius. Nu mai niciunul? Nu mai. Time to get Phoebe out of here. Alexios, I'm here. Imediat vine să dăm. Bun. Money. Cum îl fac să nu mai stea cocoșat? Așa, să nu mai stea. Oh, îmi cer scuze. Am eliberat-o. Are you all right? It wasn't so bad. Last time they put a cloth in my mouth so I'd stop biting. Phoebe, just be careful. You're alone now since... Since my parents died? I'm okay. Îmi pare rău. I've got you and... Foarte puternică fata. We're your family, right? Da. Come on. You have to be stronger than that. Don't give in. Let him have it. Pe cine învață să lupte pe Alexius? Nu știu. Again. Up. Nicholas. Yes, Alexis. Rises as soon as they have fallen. Amintiri. Widen your stance. A soldier grounds themselves. Good. Good. Approach me. That's enough, Nikolaus. The sun's going down. Time to eat, don't you think? Well, no, someone come. What are we eating tonight? Tonight we are having baby Cassandra. And what a feast she will be. No, not her. Take me instead. I'm tasty. Yes, yes. You're all sweet as honey. Now, come inside. The lamb's turning black. Yeah. Lay her in bed. Yes, Pater. Alexios. You are my greatest pride. Remember that. Să sperăm că o să ducem spre glorie familia. To glory.
durează cam mult să proceseze. Right. A avut un flashback. You don't worry enough. We'll be all right if we watch out for each other, which reminds me, the thug said you should watch your back. What they say? They said the Cyclops put a big bounty on you. Mm. Talos the Stonefist wants you dead. Talos, the mercenary. Oh, am I ever not in trouble? Better get him before he gets you. O, trebuie să ne really facem griji, cum spune el. Avem o recompensă pe capul nostru. Here. Talos the Stonefist? That's just what I need today. Another broken nose. I'm going to have to take care of that. Bun, eu am drept plec de la... Așa... Deci mai sunt. Ia să vedem. Am înțeles. Aici trebuie să găsim din nou... Pe această plajă trebuie să găsim comoara. Da, unde? A, uite-o. Uite-o. Bun. Mai departe. Păi, și fii atent cum chem eu calul. Dar cred că dacă luăm un pic la pas așa, eram gata. Trebuia să mă gândesc cum îi chemăm pe ea ca să-i ucid, că vine și calul. Come on, Phobos. De ce nu vii, Phobos? Acum am pus noi aia. Să scoatem checkpoint-ul ăla. În fine. De ce nu apari, Phobos? Opa. Bun, bun băiat. Fii atent, pot să las să urmărească el sau să merg eu pe unde vreau. Nu erau nici așa. Deși cred că durează mai mult să ducă pe drum. Dar încercăm. E mai comod. Nu mai poate săracul. Asta e că tu ne cam plimbi. Easy boy. Come on. Sammy, Doris will be at his shop. Opa, putem fura. De ce nu pot să... Așa. L-am găsit. Mai durează un pic până învățăm toate, ne familiarizăm cu toate comenzile. Deja băiatul știe despre ce e vorba. Vreau să rezolvăm. Marcos says I owe him double because of interest. I don't have it to spare.
should have thought of that when you borrowed drachmi, Duris. But my family. It's hot. I'm in a bad mood. And you're going to pay. We both know it. The question is, what do I break first? You or your merchandise? You told Marcos I've paid enough already. I won't bow to a mercenary or to someone foolish enough to borrow money from the Cyclops. From the Cyclops? That's how he bought his vineyard? Look, I know you'd be dead without Marcos. What with him taking you off the street as a kid. But you know what he's doing is crazy. Malaka. Still, that doesn't change the drachmi you owe. Face it. Once the Cyclops gets hold of you, you'll both be dead. I told you, I've paid Marcos enough. I told you, I've paid Marcos enough. I told you, I've paid Marcos enough. Păi și nimic? Hey, stop! That's my stuff! Alright, alright. I'll pay you, just stop! Hey, discutăm altfel. The money's yours. Just leave. Pleasure doing business with you. Keep my name off your lips. I don't want the Cyclops coming after me for the debt you can't pay. E cam fricos, băiatul. Nu, acum să chemăm din nou pe... Și cred că e aproape aici. Marcus se aproape, ne-a dat aproape de data asta. You're running out of time until the Cyclops comes for you, Malaka. He wants his money. Could I have an extension? When he sails back to Kefalonia, I'll trimis. Break you as soon as he talks. Recuperatorii. You don't get it. Now, let's be civil. Presim că o să ne luptăm acum. Behind your glories, mysterious forever, Marcus. He'll kill you, the mercenary, and that little runt girl that hangs around. Of course, not a problem. I'll get the drachmi. Good. Or I'll come and watch the Cyclops feed you to his goats. Ah, Alexios. I can tell from the smile on your face, Duris has paid you your drachmi. Who's smiling? I just heard where you got the drachmi for the vineyard. Are you out of your fucking mind? We can get the money back, can't we? I'm sure it's possible. You've made an idiotic promise, Marcos. One we can't keep. I thought you were invincible. Maybe I am, but you're not. I long for the old days. Nu prea-mi place de Marcos. Remember them? They were simple. You had nothing, young and alone, and I had everything. And I gave you the world, Kefalonia, in the palm of your hand. Bă, lasă-mă. Ce aduce aminte iar cum a fost de fapt ea, să vedem. Cassandra e sora lui. Dar unde e sora lui? Unde a rămas? Cred că o visa atunci. Și acum probabil îl găsește Marcos. Cum ziceam? Don't see fishes like you every day, eh? Gluma. You hungry? How about we make a deal?
I do something for you? You do a few things for me. Cum așteptam. Everybody wins. Best offer you're gonna get. Huh? Think about it. Wait. Cam hoț, Margos. Kefalonia. Some gift. You were nothing without Marcos, and look how far we've come. From an orphan on the streets to a mysterious with a havel. Datorităție, nu? I can't protect you from him forever. He'll kill me too. Oh, don't be scared of him. Look at you. How could I go? Ce vrăjeală are Marcos ăsta? Rusty spear, a broken bow. Mai și vorbește despre la persoana treia. Talking around the temple won't save you from me, Marcos. Drusilla, I was just talking about you. You were? I need that wood, Marcos. These new bows will be the talk of the island. I can't make anything. Grămadă de probleme are Marcos. Stopping the wood shipments. Of course you can. Why, I was just filling my friend Alexios in on the details. He already has a plan to deal with these bandits. Mai bine tăcere. I don't care who does it, but someone better got those bandits today. A wonderful idea. I for one need to rush home. Alexios, I've cooked up a plan for our Cyclops dilemma. See me when you have time. If you want your wood, you'll have to fix my broken bow first. I usually only pay when the deed is done, but shit's moving at a snail's pace. Follow me. These bows will make me rich as Chrysos. No. Not good, are they? War's brewing. The Athenians need good bows if they want to hold off the Spartans. Everybody benefits, I guess. Who are you? Marcos? You should be tired of this small-time shit. You'd make a fortune in this war. Plus, I hear you're a secret Spartan. That was a long time ago. I'm a Kefalonian. Yeah. Hand it over. Deja a rezolvat? There you go, good as new. That bow is as strong as Heracles himself. Give it a try. Yes, with them. Shoot your arrow at those dummies. Învățăm să tragem și cu arcul. Bun. Am acceptat misiuni noi. Sammy, I wonder if we'll be able to leave without getting into a brawl. Who am I kidding? This place never changes. Sper că nu mă duce la checkpoint-ul pus de mine din greșeală. Off we go now. Ia să dăm altul. Oh, cel mai aproape, îl facem pe ăsta. Că e și... Hey! Come on. Zei infometați. Iar în centru peștera Drogarati. Să investigăm. What? What, 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 what? Stai că e înapoi, de ce mă plimbi așa? Ella!
Opa, scuze. Ia, trebuie să omorâm pe cineva și să luăm iară. Opa, deci putem lua și foc. Cred că pe băiat trebuie să-l omor. Cred. No, 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 no. Nu fugi, nu fugi, nu fugi, nu fugi, nu fugi, nu fugi, nu. Sau, totuși? Nu trebuie să-l omor pe el? Someone dropped offerings here. Looks like they were trying to carry them away behind the statue. Păi bun, bun, furăm, da. Trebuie să găsim și ce trebuie, nu? O nouă comoară. Și să lămurăm, cred că trebuia să lămurăm pe ăsta, ia să-i dăm la lupa asta. There's a draft here. A crack in the wall. Ia să vedem. Opa. Putem intra aici. Zici? Îl chemăm iar la noi. Zac. Deja am omorât liderul. Hai că ne învățăm ușor ușor. Nu, 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 nu. Ah. Mamă, cât sunt. Ce fraier am fost că i-am omorât în felul ăsta. Nu, 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 nu. Nu știu dacă... Nu, 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 nu. Hai tu. Pitch, nimic. Go, go. Go, Alexis. Opa. Nu știu ce avea. No. No, drop. Așa. No. Ah, a ieșit.
can offer you is devotion, but I need your help. I'm poor. I have 4 hungry children and nothing else. I weave baskets for the market, but my cart is ruined. Oh, și o să facem o faptă bună, 100%. O să-i dau bani. I'm listening, child of Hermes. Oh, mighty God, I beg you, help me. Your prayer is heard. You will find riches at your door. La ușă, să-i spun. Mai repede decât aștepți. My every sunrise and sunset is yours. Everything beneath my humble roof in Sami is devoted to you. Frumos gest. Yes. Now, go home. Dar nu prosti. I will, great God. Dar pe vremea aia oamenii chiar credeau în zei. Well, if money is what she needs, the bandit stolen loot will do just fine. Nu. De ce nu pot să... uite că trece. Dar deja ne-am lungit cam mult. Cam atât cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificarea. Iar noi ne revedem data viitoare într-un nou episod din Assassin's Creed cu Alexios. Pa, pa!